Dar nu de pace. Afară plouă și noi acum începem să asamblăm la stupi și asta nu de pace. De ce nu de pace, lui? Ia spune. De ce nu mă lași în pace? Au, Doamne. Am vrut să merg în ciuperci și din păcate îi bagă ploaie. De două zile plouă în continuu. Așa. Ăștia stupi luați la chit. De la cineva, dar nu-mi prea plac. Adică nu i-o făcut cum treabă. Mă, cotai să pui bormașina la... L-am încărcat un pic, că făcut de dimineață, am făcut ăștia aici, părțile astea, la alte, dă-te fericeala, dă-te să pot lucra. Fugi, fugi încolo, te rog frumos, dă-te acolo jos, stai jos undeva. Dă-te culc, afară plouă, nu vezi? Și apoi trebuie fixat așa, nini. Ăștia-s pe 10 rame făcuți. Du-te, măi, cu botul tău de aici. Fugi. O, Doamne, ce bagă. A, ce e un șopru, mă scuzați că e un pic mai nou. Am foarte multe scule pe aici. Stăt în lucru cu el. Trebuie să pui grese dincolo, dar într-o zi când am timp. Taică-mi nu mai vede bine și... Dacă nu o pui cum trebuie, iară, așa. Aici o să-mi fac o cameră de extracție, aici un atelier așa pentru lucru a cininii. Mai ții un lemn, mai tai un porc, mai una alta. Să pusă jos. Hai mă, stai aici, anime, dă-te acolo. Fugi. Și merg foarte multe șuruburi, undeva la 80 de bucăți de șuruburi pentru un stup. Vezi, foarte mult. O grămadă de treburi se trebuie la ei. Nu spui că trebuie vopsiți, trebuie chituiți, după aia trebuie pus mâneare, pus colțare. Oi, 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 oi. Bă, dar pe mai tare bagă, vezi? Și cam asta facem, de două zile. O țin în priză că, nu, și e vete și asta. Am un Panzer, e din... Nu-i vreau să-i fac reclamă, față de una care e aproape 1000 de euro. Asta la 200 de lei am luat-o, acum ați vreo 4 ani de zile. Dar sunt foarte mulțumit. Bine că puteam să mai iau o baterie în plus, dar n-am mai apucat să-mi iau. Cam, într-o zi, cam 1000 de șuruburi le bag, o cutie de asta. Cam așa ceva. Și la găurii rame o folosesc foarte mult, dar ce Dumnezeu mai folosesc? La tot ce prind, tot ce lucru cu ea. Așa. Nici ce făcuși, bă, aici, ni. Vezi? Hei, dormi? Hai aici, la mușu. Dă-te din coace. Nici ai făcut aici, ai murdărit asta. Tropsei lui capul, mic. Dă-te acolo niște, stai jos și dormi. Dar să nu greșim, că dacă greșim, după aia trebuie să muncim de două ori și nu-mi place să lucru de două ori, dă-te, cu căpățâna. Mare cap ai, ni. Da. Era bucuros, săracul, că trebuia să merem azi în natură. Dă-te, măi, cu... dă-te să pot dai o găuri. Să pot înșuruba, dă-te. Doamne fericeală, dar goaite. Ni, mă, dă-te aici, ni, stai aici, să te vezi și tu. Aici, în locul ăsta, unde stau eu, a fost șura la vite. Acela era fânarul. Cine m-a urmărit de la început, de când am făcut canalul, aici era o șură de aia mare, mare, pe 14 metri, să nu mai știu, 14 pe 4. O să vă arăt. O să vă arăt și dincolo. Bine că am turnat placă de beton, am făcut-o bine, am tencuit una alta. Tai cum e mai mult, că eu n-am avut vreme acum, ni. Eu nu m-am ajutat la înălțarea ei, la acoperit și la acoperit. Anul trecut am făcut treaba asta. Becu, cred că am și beca. Nu, aici a fost poiata. Și am făcut-o, am turnat beton, una alta.
Am tras apa, trebuie acolo să-mi fac scurgere, mai am de lucru. Biciclu, nu m-a lăs destul, vedeți pe aici, am 60 de bucăți. Astea-s capacele. Am încercat să le fac sub diverse culori. Și aici am apucat să pun la gresie, să văd cam cum i-ar ieși, cum ar trebui. Bine că nu-i dreaptă nici asta, du-te, vezi de treabă că păreți așa cum îs. O sobă, că am mai lucrat pe timp de iarnă aici. Și ce faci, mă? Zi, hai să ne dăm aici, mai am lemne, mai am una alta. Una alta firiceală, gresia, nici ce fac găinile, mâncă polistirene de ăla și mă nervează. Mai mă duc câte 10 minute, poate după aceea mă duc până în casă și îi alevi și cioacă. Nu e prea bine să mânce de alea. Du-te, mă, nu mai călca pe aici pe ele, că tot murdărești. Nici ce plouă. Nici ce plouă. Doamne, fericeală. Vezi? Du-te la căsuța ta, tu ai căsuța acolo înăuntru. Da, mă, da. Stai că pe aici am iară lăz, numai lăz am pe aici. Presa face, taică mi-o face de-astea brichete, o, Doamne, brichete pentru foc. Și pe aici numai lăs, lădițe, dar nu pot că plouă. N-ai bagă. Îi bagă, n-avem ce face, trebuie să mă apuc de roi, de-aia tot bag zilele astea, vreau să îngăt cutiile și să dau drumul la roi, să-mi fac roi, că e târziu firiceala deja și n-am făcut nica, vezi? Hai să lucrăm. Să lucrăm că mai avem câțiva, mai avem aici chiturile. Cred că mai avem vreo 10, mai mult n-avem. Du-te, mă, știogoi, că te murdărești, măi, ni, te le murdărești. Spune că vin vopsite, da? El s-a jucat săracul, mea, în continuu. Jucăușule, ai stropșelit capul mic, mic. Da, dar ce faci tu, ha? Ce faci tu? Ia spune tu. Te-ai jucat și n-ai cu cine, așa, ai? Doamne, să vezi ce face, ni, acum ce bagă. Du-te, că te bagi, nu, du-te că te tânzi pe aici, mă. Hai, du-te afară, mă. Să ai timp tătă zoa, așa faci așa, nini. Bagă-i pe-n ploaie, nu contează, fericeală. Hai, dă-i. Hai afară, du-te. Nu-ți place așa că te plouă, îți plouă blănița. Hai că vinde lucruri, nu mai povestim. Că povestim foarte mult, trebuie să mergem în solar imediat, să ne facem așa acolo. Trebuie să ne apucăm să sterilizăm ramile. Că tot am zis că face și n-am mai apucat, da. Nu, nici ce face. Hai, Doamne. No, cine a urmărit de la început canalul știe că am stricat șura de anul trecut, am refăcut-o, am făcut un fel de bucătărie cu un pic de șopru înăuntru să ai unde să lucrez, un alta garajul, bine că mai am de lucru pe el un alta pe acolo, trebuie să-mi torn o șapă și să-mi fac în partea asta să văd ce soluție găsesc de ușă ceva, nici nu știu, habar n-am. No. Avem de treburi cu firiceală de numai. Aici el are apă, cotețul lui, găinile care au acolo sus, înainte băga laba și scotea la ouă. No. Și de astea ne. Un alta, nu bă? Ai mâncat? Treci aici. Bun, hai să merg să mânc și eu ceva, bă. Numai tu să mânci, nu? Mă duc să mânc niște ou. Ești cât China, mă, de loc. Nici o codă faină are. Tot țelui coda mică. Nu sare să mă muște, nu? Trebuie să-l periem pe domnul firiceală frumos. Dar cum nu? Am ieșit mâncă. V-ați păriat de mine, e? Hai, încoace. Ne-am luat pui acum, nu de mult. 25, dar pe s-a ascuns-l pe colonii de frică de mine. Apoi vine să le mai învârt mâncarea o țâră și mergem la solar, să ne băgăm un pic în solar. Grâu cu orz și porumb avem aici, mâncare pentru ei și apă, coleane. Și aici dormitorul, unde dorm. Hai mă, și mi-am de sus gândi ouă. Ați făcut ouă tu? Mamă, ce-a săpat și voi pe aici. Nu pot, că dau ăștia, fac ăștia niște găuri de numai. Albinele văd că zboară încă și destul de târziu. Ce face cocile mici? Nică aveți două acolo. Nu, e bine. Trebuie să le iau. Așa. Nu mai am multe. Nu mai vreau
cât e? 4 bucăți. Una mai pierit, una nouă, una alta. Ia să vedem, zboară piticile. Căpșunii le-a întuns frunzile, să înceapă să se cocă. Deși sunt multe, multe ploi și, vai doamne. Dar sunt mulți anul ăsta, foarte mulți am. Roinița, o plantă foarte bună, o plantă calmantă, oameni. Și am și în partea aia acolo foarte multă. Ce-i mă, te-a pierdut, doamne ferește. Hai voi, când faceți ouă? Am și mici, am și tata cu biciclul, ai numai biciclul pe aici. Și una alta, nu vrea să le arunce. Încă-s pe acolo. Băi, piticilor, bă, ce faceți? Vreau să-mi iau curcani acum. Oh, că mă agăț, doamne ferește. Trebuie să vă fac curat? No, de-astea, hai mâncă. Când faceți de-astea? Zâi, când faceți? Vă spăreați de ele. Bun, apă aveți, tot ce trebuie. Aici am niște ceapă pusă acum în coacea. Salata care am pus-o prea deasă, dar acum e foarte, foarte bună. Niște cartofi. Mă uitai de gândaș, nănus. Aici așa, întăpui așa ni de ăștia castraveți și apoi să urcă pe gardul ăsta. Roșii care crezi ele singure, pătlăgina bună, folosește foarte mult pentru reumatism, e foarte, foarte bună. Și aici am pus niște păstârnac, văd că asta e ceva. Ceapa care am pus-o în clipurile cealea, o știți. Văd că mestec câte una care crește. Ceea ce nu-i bine, nu-i două. Nu-i prea bine, asta e de aia roșă. Castraveții i-am semănat a doua oară. Da, e ok. Cimbru, foarte bun cum are pentru gât. Floarea soarelui. Am lăsat-o că se urcă castraveță pe ea, am zis. Uite, mi-a făcut primul rod. Nu mai am clipul ăla. L-am altuit acum azi 2 ani de zile, oare. Am încă făcusem clip cu el una alta și acum face primul rod. Niște piarsici de-ale mari, foarte, foarte mari. Și ăsta piarsic le face roz. Mi scoapte cireașile. Îmi dați place tu să mă uit. Eu stau în calea voastră. Am tăp mâncat de pe aici pe jos. Acolo pe sus sunt. Zboară, și după ploaie, dar te plouă azi, doamne ferește, de numai. Văd că vin grele să pun pe capace, înseamnă că e bine. Aici facem un gard câtă vecina, una alta. Mamă, ce fain miroase, înseamnă că este ceva miare azi. Hă? Oh, mamă, ce e aici? Ia te uit. Nu-i cules, că poporeaste, uite. Albină blândă, nu sare, nu, una alta. Două corpuri de 1 pe 1 și un corp de jumătate am pus. Cred că mai trebuie să mi bag unul dacă-i cules. Cum minț. Mamă, ce... No, ăsta misolarul, micuț. Am undeva la 100, nu știu cât de fire de roșii. Din păcate, foarte multe mi-au fost tăiate de către conopiștiriță. Ce o să fac? O să le legăm, cum sunt legate astea mari. Astea sunt primele roșii plantate în undeva în aprilie. Din păcate am avut 30 de fire, nu mai am decât câteva, că mi le-au mâncat conopiștirița. Am tot am capcane pe aici puse. Aici am roșiile care le-am pus, de le-am mai semănat eu. Uite și aici mi-au tăiat, trebuie să mai seamăn un fir. Castraveși puși, trebuie să luăm bureanile, tot bine, să le iau. Și să le rupem sub suările, să lăsăm numai câte, de să nu mai crească altele, să fie, uite, astea așa, eu le dau jos tot bine. Astea mă bag undeva la 4 zile, cam la 4 zile le luăm jos, ca să nu crească, ca să apuce cu putere. Aici avem castraveți care merg pe margine, n-au nicio treabă cu guvernul. Bun. Asta e ca starpă, ar trebui înlocuită, asta e bună. Bun, așa, le-am cam rupt în mare parte, de-aia nu le prea las foarte mult, să nu treacă de câțiva centimetri, că-ți mâncă foarte mult din puterea roșiei.
Văd că nu mai tăiat, aici, ba, mă gândi că e mană, nu-i mană, e cum am pus eu. La fiecare câteva zile o să le pun bălegar. Bălegar de găină sau găinaț, cum se numește. Uite, deja asta e bătrână, vezi, am ratat-o. Mai se mai întâmplă să uit, să trec cu vederea pe ăsta. Aici o să lasă să despartă două. Asta trebuie legată, aici am mis ardeii. Ardeiuții, asta e frumoasă, asta trebuie să lege deja bine. Asta trebuie ruptă de aici, ne? Pac, 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 unde mai? Cam asta fac azi. Uite, așa asta am scăpat-o. Deci așa, și după care vin, o să vină îngropate. Mă dau eu sapa și le îngrop fain frumos. Căpșunei, nu știu dacă mai intră cineva să mai mânce de pe aici. Mai mamă. Încât am. Din două fire, nicât am făcut anul ăsta. I-am tot înmulțit. Îs căpșuni care nu fac lăstari. Ne smulgem bureanele. Astea niște roșii mai pitici un pic, dar se fac foarte, foarte multe. Bine că sunt și tu. Asta e o roșie care, din păcate, o tăiat-o iară. Asta pățâz eu. Ce să facem? Să mai întâmplă. Nu, asta nu pot să tec cu două. Unii cu flori, lăsăm. Eventual mai rup frunzele ca să mi se dezvolte. Eu fac un pic mai intens nicâte roșii astea să seamănă automat ele. Nu am nicio treabă cu ele. Așa. Și astea deja au intrat în producție. Deja fac. Pac, pac. Bine, că mea e mâna iute dacă n-aș povesti. Imediat aș fi gata cu ele. Le las până un pic, ar trebui să fac un solar mai mare, mai înalt un pic, că cresc foarte, foarte repede în sus. Și oricum, pe 10 etaje, destul de bine, dacă ajung la puterea aia și după aia numai să le facă, să le țină și Dumnezeu le ajute. Ce să zic altceva? Nu pot să zici nica. Mie, mamă, ce avem aici bunătate. Omule, trebuie să vină careva să mi le culeagă, că eu nu mai am timp. Pot să le mâine spălate, că nu stropite, cu nic. Cu absolut nimica nu stropite. Bun, udatul fac odată la 4 zile, cam așa ceva. Nici prea mult, nici prea puțin. Aici am lăsat cam un ceva, nu știu ce-i, nu-mi dau seama, probabil un dovleac și o să-l scot undeva afară. Aici am, dacă vă întrebați de mucegaiul ăsta, e găinat. Din găleată pus, așa ne l-am pus, că picură pe el și se duce acolo înăuntru și face treabă bună. Să face roșia frumoasă și bună și sănătoasă. Bun, deci legăm roșiile azi, cam asta facem în mare parte. Le îngropăm un pic, că contează foarte mult să aibă rădăcini și în sus. Le îngropăm până pe acinii. Le punem niște găinat și cu Dumnezeu le ajute. Așteptăm să facă rodul, trebuie să le stropesc una alta. Bun. Acum cobor în sârma asta fain frumos de cupru în jos. Eu am folosit sârmă de cupru, probabil pot să folosesc și alt tip de sârmă. Îmi place asta că e maleabilă și poți să legi roșia cum vrei tu. Îi rupem subsoarele. Rup și asta la altă roșie de lângă ea și Dumnezeu îi ajute. Și fain frumos învârtim sârma, asta e cam lungă, cam scurtă, în jurul plantei. Cam asta e toată operațiunea pe care o fac. Astea fiecare am, le-am aici legate și numai le cobor în jos. După care smulg bureanele și le săp un pic. Iar acum, fain frumos, o să le îngropăm. Trebuie să desfacem furtunul. Trag furtunul deoparte. Bun. Și numai trag pământ, așa. Așa, pun furtunul la loc și Dumnezeu îi ajute. Așa. Hopa. Trebuie o sapă mai mică un pic. Bun, hai că am adus și sacul, o să iau cu mâna fain frumos așa în ei și la fiecare pune câte un pumn așa în ei, deasupra la furtună. Așa.
Și cam asta le fac eu. Ia și tu. Cenușa asta e foarte, foarte bună. Nu o aruncați niciodată. Noi o strângem. Ea conține o grămadă de substanțe foarte benefice pentru roșii și pentru orice plantă și pentru cartofi. Și la cartofi punem și la una alta. Ia și tu acolo. Treaba mea are foarte repede. Așa. Poți să pui și pe deasupra, nu se întâmplă absolut nimica. Numai nu vreau să pui că ies mult, după aia ies foarte multe bureane și se îngrașă și una alta. Și vreau să ca atâta tărâța, cenușa asta să meargă la plante. E bună în special pentru gândaci. Nu mănâncă gândaci, iar e bună. Nu. No. Peste câteva zile o să dăm drumul la apă, o să meargă apa peste cenușă și atunci merge la plântuță și o face mare și grasă. O să mă bag în borcane, numai în centuț. Bun, ia și tu, ia și tu. Dacă te plouă. Am roșii de cresc singure pe aici. Am fer. Hai că am intrat și la căpșuni, să văd cum îs. Încep a prinde formă cât de cât. Jos am tăiat toate frunzele care sunt așa, de fapt le mai rup eu ca să mi se coacă și să îmi dezvolte foarte bine toate fructile. Eu n-am acinii foarte puțin, nici ca și copti, mă, Doamne ferește, mă, omule. Nu se poate, mă, imposibil, mă. Mamă, ce faine, ni. Dar bă, du-te limaxul, Moș Crăciun, du-te treaba ta. Lasă-mi-le să le mânc. Uite cât ies. Trebuia să pui niște paie. Dar aici le-am scos, sunt și mai faine, adică mai faine, mai copte, mai mari. Uite așa ni. Știi, deja se pot consuma. Mamă, ce grasă e. Am făcut o prostie. Alea nu săpate, astea le-am săpat, le-am mutat de fapt. Și am zis că să nu le afectez, să am rod. N-am știut care treaba. Nu le-am săpat, nu le-am scos afară. Alea sunt foarte multe, au foarte mult rod. Astea mai puține și au mai puțin rod, dar o cantitate foarte, adică sunt mult mai grăsuțe. Vezi cât e asta. Bun. No, aici am roiniță, o plantă foarte, foarte bună. Eu o folosesc foarte mult pentru albine, pentru că o accept. Eu am adus un fir și acum am, uite, vezi, nică, t-am tăiat, t-am dat la nu știu care. Foarte multe. Am plantat și pe colonii și ia asta se mulțește de, Doamne ferește. Nu știu la cine mai da, știu că acum ai s-a mulțit foarte, foarte mult. Trebuie recoltată asta în principal până a înflori. Atunci are proprietățile maxime. Astăzi montez lambriu pe terasa aici în față. Mă uitai că mai este și cu defect un pic. Aia mai astea scapete, le-am montat o parte din el ieri. Și vremea ploioasă și-a păzit secă. Să mă dau să-l fac. E 100 pe 100. 90, nu? Că vine și ploaia, nu mă lasă să lucru, văd că nu cam așa arată el. Deci am dat cu lacul pica, mică. Să testez un pic, să văd cum iese. Lac pe vază de apă.
aproape îl terminai. Bine că mai am pe sus să fac. Acolo îmi dă de lucru și tăp în ploaie, băgai. Urâtă vreme. No, că aproape îl terminai și eu, dar pe tăp în ploaie. Mai am acolo pe sus să fac un pica. Acolo vreau să fac niște ca un fel de X-uri, unul pe ăsta altul, cu niște spații, să am lumină mai mult un pica. Și la ultima treaptă. La ultima treaptă de lucru. Stai așa să... E închisă vremea, e foarte, foarte închis. Acolo am tăiat, gata. Aici trebuie să-i facem să vâjească, să arate bine. Așa, ne trebuie ceva drept. Ceva drept, să măsurăm bine. O tură aici. Și o tură punem asta la altă, să vedem că nu nici treptile drept. Aici e baiul. Și o tură pe cine. Bun. Eu băga ploaia zilele astea de Doamne ferește. Acum o lăsăm jos. Îmi trea un bolobob, dar pe n-am vrut să-i face. Nici nu știu pe unde mis. Bun, așa. Am făcut semnul și știu că am rebaiu. Deci am făcut două semne. Unul pentru ăla de jos, ăsta, și ăsta la primul pentru ăsta de sus. Și unim ăsta de jos cu ăla de sus. Ca să ne dăm seama pe unde să tăiem. No, după ce am trasat liniile, tăiam fain frumos. Așa. Să nu, dacă ai scule, mă, te descurci de numai n-am, dacă ne ceteam cu chirezul. O, Doamne. Să-l punem aici la unghi și să ținem bine pe de el. Trebuie măsura bine, că dacă nu, nu mai poți face nica cu bucata asta. Perfect. Și gata. Bun, hai să vedem acum ce făcurăm. Ce-am făcut? Așa. Bine jos. Cam așa. Mamă, ce doar lumea cum m-a întădat aici, ani. M-am și tăiat, nu știu, cu cutterul sau cu ce mă tăia, nu-i dorsa. Aproape bine, nu? Și pe aici la fel. Mai am sus să rătund, să fac frumos. Să viu cu din partea alaltă cu plexul. Și culoarea cam așa mi iese. Cred că mi-a dat o mână. Tai că mi-a pusă cu vopsitul. Eu n-am abia montai. Eu mi-a dat o mână și Dumnezeu ajute. Bine. Sus, eventual, aș putea pune sticlă, să se vadă înăuntru mai bine. Sau ceva transparent. Și mai am zilele astea să vopsesc și casa, dacă e vreme așa. Te pe ploaie, n-avem ce face. Uite ce zboară albine pe ploaie. Dar ce cule, nu știu. Doamne, ferește. Ne-am luat puișori. Vai, am o tine și pe aici, nu. Într-o zi să-mi bag piatră, să-mi fac cărarea cu piatră. Dar nu știu când. Îmi face și eu vreme. Și cam asta. Mama e sătul, pământul de apă. Ne putre deja plantele pe aici. Asta e. Prea mult anul ăsta. Hai să mâncăm. De asta nu-i bună. Vai, Doamne, ce bun ies. Îți dăm o țâră, dar nici ce fain ies. Bun, hai să mea la treabă, că zuhăm aceasta. Asta e mâna Maicii Domnului. În floare foarte fain. Miroase foarte, foarte frumos, poți să faci gard, ia viu.
După oați, după oați. După cum aici. E, dar ce bun era? Grăsimea. Și-i bun. Când ai smântână proaspătă, e mai bun. Buna face balmuș. Eu veni până la ea și o găsi aici făcând balmuș, dar pe nu mă apucai să filmez de... No, păi aragazul tău e cam de epocă. E ruginită bine, așa l-am adus, numai de să aibă cât de cât să-și facă. Dar mult trebuie să mesteca bine, să nu se facă ciorcioloș. Să pune un pic de făină, când începe să fiarbă, cam așa ai zis. Cât de asta ne-a făcut pe la munte, ții minte? Și păzătură. Păzătura e un fel de, cum să spun, un sos beșamel, mai bine zis. Poți să vorbești tare, că mai bine te, lumea place, că tot o zis să, vreau să te audă. Dar ea nu mai vorbește tare. Ăsta e foarte bun, cu un pic de foi de hajme, punem peste el deasupra și apoi să vezi ce bun e. Nu, aici are năpraznic, băgat cu apă. Îl ia pentru că scoate, acum nu i-o spus, că nu știam nicio, scoate apa din corp foarte, foarte mult. Nu. Vezi, stă taflu cât e ceva, tă mai nou, de pe la ea. Pusă și un pic de făină albă. Iese mai mole, așa-i? Yeah. Nu vezi, eu nu știam că năpraznicul scoate apa din corp. Adică n-am găsit să citesc. Dar ea mă întreba că ce face cu apa aia tulbure în borcan. Pe când mă capăt îmi spune că e năpraznic. Nu stă. Trebuie să-ți fac o lingură cum trebuie. Dar am luat o grămadă, dar pe nu i-am mai adus. Pai o rețetă într-o zi, când am timp, să o fac de la început atât bine. Asta cu balmuș. Mă duc, nu mai stau, mă duc, că am treabă. Mai spusă, măi, toate e niște hajme să aduci. Hajme? Nu spusă. Păi mă duc să te aduc. Duce și îmi duc pe lepă să fereastră, că îl tai și îl dau și după ce, după ce e gata, să pun hajme, foi de hajme. Un fel de ceapă pe la noi. Uite, trebuie să se miște. Înainte îl făceam în... Aveam de alea de fontă, știi? Laboșe din alea șode. Apă spăla de alt pe acolo, n-am mai fost după ele. Trebuie să umble, vezi cum umble, nu? Până când, se face până când iese un soarea deasupra. No, cam așa arată, după ce am pus și folii de hajme. Uite, albinuțele săracele le-au lăsat un pic ca ploaia. Au început să zboare. Mi s-o cop și mie cireașile. Astea de mai, că celelalte se cund mai încolo. De mai și suntem în iunie. No, aici am ceapa și dincolo am hajme. Nu mai intru, că tot mă... Tot e moale, tot bătuci, morcovi și de-astea, ridichi. Băi, omule, mă dă plouă, mă. Nu mai să-ți mai termin. Asta e a treia sau a patra zile de plouă. Amu, vreau să-mi fac niște forme, să le bat acolo pe sus. Bun, ne punem ochiarii. O, că transpirau așa ăștia. Aici sunt alt atelier. Eu am ateliere de mă nervează. Am neferești. Să conectăm ăsta în priză un pic. Mi-e glat. Thank you.
Ia te uite cum șomează albinile. Ni, mai ales de ăsta, ni, se poate vedea. Așa fac barbă, pătind de ploaie. Sunt care sunt active, caucazianile, în special. Aia. Ăsta sunt caucazianii. Ăla iară. Alealte nu știu de care sunt. O fi ceva, nu știu. Caucaziana culege și pătind pe voios. Adică are trompa mai lungă un pic. Și poate să ajungă mai în fund, cum se spune. Hai să... Stai să mă uit și de apă. Aici e cald și bine. Ești curios că am pus aseară bere. Vă întreb de una, nu mai intra niciuna, văd că. Bun. Uite ce frumos sunt florișa asta. Super. Deja am copt una, două acolo, care a fost din prima serie, a fost ok. Da, mă, iar ai crescut, iar te-a vintat și pe tine. Bun, mă duc eu că vreau să termin, că pe-mi ploaie băga așa, asta e, vreau să termin treaba acolo odată. Nici aici nu s-a mai prins, nimica. Da, de l-am exterminat pe tătie, cum să zice, niunii, a lăsat foarte că. Ai. Aici am tăfelul pentru, le-am mai pus și papă și... Mă bag acolo ca pe mea capeți la toamnă. Bun, cam asta e, uite ce faină și asta. Inima de bou, inimioare de bou, foarte bună la gust. Ce faceți tu, stați să vă plouă? Doamne, pe... Și voi stați să vă plouă. Piticile mici, șomează săracii. Ești curios acum, după atâtea zile de ploi, să nu mi s-a fi băgat în roit, ca pe să vezi lucrare. Să vezi lucrare de aia. Bine, că oricum fac roi. Zilele astea mă dau să fac roi. Ăsta mi-e stupul de pe cântar. Minus 2 kg în 3 zile. Aia lucrare. Ce să facem? Bine că le-am lăsat mâncare de au, cât de cât. Nu pot să zic. Și e bine. Dacă nu, trebuie să le dăm mâncare. Cam așa? Da, mică. Ce faci acolo? Ia faci. Eu? Nici faci. Faci? Încolo nu mai faci, faci? Vezi că te filmezi. Ha? Te filmezi. No, è per il più. Non mi posso stare. Cam așa, nu? Mă sigură să fie bine. Așa. Și vinem cu alta de aici, ha? Uite așa. Vinem cu alta de aici, nu? Așa. Iată să fie aici la nivel.